Bun găsit la raportul de gardă. Sunt Bianca Cucoș, ne aflăm la întâlnirea anuală a Societății Americane de Oncologie Clinică ASCO 2019. Discutăm despre cele mai importante subiecte dezbătute aici la congres cu domnul conferențiar dr. Șerban Negru. Bun găsit, domnule doctor. Să rămână și mulțumesc pentru invitație. Care sunt primele impresii de la acest eveniment major în oncologie? Vin a 10-a oară la Chicago, la ASCO, chiar făceam socoteala ieri. Și în continuare nu reușesc să trec peste senzația asta de imensitate pe care o generează și orașul și acest McCormick Place, care este cel mai mare și mai dezvoltat centru de conferințe din lume. Și faptul că mă aflu între 40.000 de oncologi care forfotesc, se mult dintr-o sală în alta, intrăm în săli cu 5-6.000 de oameni care arată ca un stadion, e ceva impresionant și copleșitor în același timp. Ce studii v-au atras atenția în acest an? În anul ăsta a fost un an bun pentru ASCO. Au fost câteva date foarte interesante și pe cancerul de prostată, și pe cancerul de sân. În cancerul bronhopulmonar au fost câteva noutăți și, din nou, imunoterapia a fost una din vedetele care a ținut capul de afiș la majoritatea studiilor. Dacă ar fi să mă refer de pildă la cancerul de prostată, au fost cel puțin 3 studii impresionante. Unul dintre ele, în mod paradoxal, și dacă ar trebui să aleg între ele, ar fi probabil un studiu negativ. Au fost 2 medicamente celebre în ultimii 7-8 ani care au ținut capul de afiș în hormonoterapia cancerului metastatic de prostată, enzalutamida și abiraterona, și amândouă medicamentele extrem de eficiente aveau însă un mecanism de acțiune diferit. Se punea firesc întrebarea dacă n-ar putea să funcționeze mai eficient împreună decât date în secvență, una după cealaltă. Și rezultatele unui studiu care a fost anunțat aici la ASCO au fost negative. Cel puțin acum știm că asocierea între abiraterona și enzalutamida nu pare să funcționeze mai bine decât una dintre ele singură. Au fost apoi date, apropo de cancerul metastatic de prostată, hormonosensibil, sau cum tratăm cancerul de prostată metastatic la începuturi. Pentru că noi clasificăm acest cancer în faza hormonosensibilă, tratamentul este o castrare chimică la acești pacienți și ei răspund o perioadă de timp, perioada în care sunt numiți hormonosensibili, după care la un moment dat încep să progreseze și ăla e momentul în care trec la faza rezistentă la castrare. Și bine, acum vreo 4-5 ani la ASCO a fost un studiu celebru urmat de încă unul care a arătat că dacă la acești pacienți în fază inițială începem cu chimioterapia, putem să câștigăm mai bine de un an de viață. Și asta a fost un lucru care ne-a șocat pe toți, pentru că, de fapt, și cei care erau în brațul de control aveau chimioterapie, dar ceva mai târziu un tratament. Și folosirea în fază precoce a chimioterapiei aduce acest beneficiu enorm. Iată că anul trecut abiraterona a confirmat și ea în această postură de moleculă în faza, în faza incipientă, sau, mă rog, nu incipientă, ci sensibilă la castrare. Iar anul acesta, 2 molecule, enzalutamida și apalutamida, un nou new kid on the block, să spunem, o nouă moleculă care își face loc între moleculele utilizate în hormonoterapie, au adus și ele dovezi ale beneficiului în faza sensibilă la castrare. Acum, de fapt, cred că dilema mare este, neavând studii cap la cap, am plecat de la situația în care acum 4-5 ani nu aveam nimic în terapia acestor pacienți și acum deja brusc avem 4 molecule. Va fi dificil să aflăm care dintre ele este cea mai utilă. A mai fost un studiu interesant, apropo de cabazitaxel, în primă linie, la pacienții cu rezistență la castrare, comparativ cu enzalutamida și abiraterona, și s-a demonstrat că pe o anumită categorie cu prognostic rău, cu prognostic nefavorabil, începerea cu cabazitaxel pare să fie mai bună. Ar mai fi foarte multe alte studii pe alte localizări care mi-au atras atenția. Nici nu știu cu care să încep, sincer. Să-mi spun doar de cancerele bronhopulmonare. Iarăși, de 2 zile încoace, toate canalele media transmit o supraviețuire fără precedent la bolnavii cu cancer metastatic pulmonar, care au făcut în primă linie terapie cu, de tip imunoterapie, cu pembrolizumab.
Și datele au început acum să se matureze. Studiile după câțiva ani au demonstrat că la 5 ani aproape 30% dintre pacienții care aveau indicație să înceapă cu pembrolizumab în primă linie, deci cei care erau cu expresie mare de PD-L1 și au și început cu pembrolizumab, aproape 30% erau în viață la 5 ani, ceea ce e absolut impresionant, pentru că datele istorice arătau undeva la 5,5% supraviețuire la 5 ani în cancerul pulmonar metastatic. Și iarăși se confirmă acea suspiciune, ipoteză care capătă tot mai multă greutate, cum că imunoterapia aduce beneficiile astea pe termen lung, apar acești supraviețuitori pe termen lung care îndrăznim să-i suspectăm a fi vindecați de boală, chiar și în fază metastatică. Apoi a fost studiul Pacific, care s-a anunțat anul trecut cu multă pompă, tot aici la ASCO, și anul ăsta a adus date noi de maturarea la 3 ani, anul trecut erau datele la 2 ani, și care au arătat din nou beneficiul pe care îl aduce imunoterapia la pacienții cu cancer bronhopulmonar fără cele mici, care nu erau metastatici, dar erau inoperabili. Deci, faze avansate local, care nefiind operabili, au făcut radio și chimioterapie și ulterior au primit un tratament de întreținere, de consolidare cu durvalumab. Și din nou durvalumabul și anul acesta a dovedit că crește procentul de pacienți aflați în viață la 3 ani de la debutul acestui studiu față de brațul de placebo, unde nu aveau acest tratament. Medicina personalizată se impune ca în fiecare an drept un standard aici la ASCO și vedem noi biomarcări care intră în atenția lumii științifice și probabil cancerul de sân este domeniul în care se reflectă cel mai bine acest lucru. Vedem noi biomarcări și noi terapii care promit rezultate impresionante. Să menționăm câte ceva despre inhibitorii PI3K. Alpelisibul, așa este. Exact acum 10 zile, în vinerea, nu vinerea trecută, vinerea cealaltă, în 24 mai, FDA a dat aprobare pentru alpelisib ca și terapie de linia a doua la pacientele cu cancer mamar metastatic, hormonodependente, după eșecul unei linii anterioare de hormonoterapie cel puțin. Trebuie menționat că doar vreo 40% dintre paciente sunt eligibile pentru acest tip de terapie, cele care au mutație pe acest PI3K sau fosfoinositol 3 chinază. E o enzimă care pare să fie mutată în circa 40% din cazuri și aceste paciente probabil că au un mecanism de carcinogeneză, de generare a apariției de cancer pe această moleculă. Inhibitorul acestei molecule, numit alpelisib, a primit aprobarea FDA cu condiția să fie testate pacientele respective și să se dovedească că au mutația existentă. Depășirea rezistenței la terapia hormonală e de asemenea o provocare foarte mare și noile molecule, inhibitorii CDK4-6, de asemenea au dovedit rezultate impresionante, iar ribociclib a fost de departe vedeta anul acesta. A fost vedeta, trebuie să spunem, din capul locului, sunt 3 competitori mari pe piață acum din această categorie nouă de medicamente care se asociază cu hormonoterapia și toți 3 au dovedit practic o dublare a supraviețuirii fără semne de progresie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că poți păstra boala neavansabilă sau fără semne de a progresa pe o perioadă dublă de timp față de situația în care ai dat doar hormonoterapie. Doar că anul acesta au venit pentru prima dată și dovezi că această supraviețuire fără semne de progresie se traduce și în supraviețuire globală. În cancerul mamar există multe terapii și atunci pacienta cu cancer mamar metastatic trece prin 3, 4, 5 linii de hormonoterapie, de chimioterapie. E mult mai dificil să dovedești date de supraviețuire globală, pentru că practic trebuie să urmărești mai lung timp pacientul și de multe ori datele în ceea ce privește controlul bolii nu se regăsesc în prelungirea vieții, pentru că e o interferență a altor terapii subsecvente. Și atunci, ribociclibul, prin acest Monalisa 7, e un studiu care a ținut capul de afiș la ASCO, a dovedit că cel puțin la femeile în premenopauză și perimenopauză are beneficii în termen de supraviețuire globală și este primul din clasa lui, primul din inhibitorii CDK4-6 care dovedește acest lucru. Inhibitorii PARP, de asemenea, au fost în atenție aici la ASCO, atât pentru cancerul de sân, cât și pentru cancerul ovarian și mai nou și pentru cancerul pancreatic. Și nu numai, o să vedeți, anticipez puțin,
pentru că acum vreo câteva luni a fost o conferință ASCO pe urogenital și s-a dovedit că și la prostată cam 10-12% dintre pacienți au mutație BRCA și se potrivește acest tip de tratament cu inhibitori PARP. Ce este acest inhibitor PARP? Este un tip de medicație care se adresează acelor pacienți care au mutație care împiedică repararea ADN-ului. În cazul pancreasului, de pildă, acest studiu care a dovedit că cei circa 10%, mai puțin, cam 8% dintre pacienții cu cancer de pancreas care au mutație BRCA, beneficiază de terapie de întreținere cu olaparibul. A fost un studiu care a urmărit să vadă cum funcționează olaparibul acești pacienți după o terapie clasică, chimioterapie pe bază de platină, și terapia de întreținere a dat rezultate impresionante. Mai mult de dublu pe brațul cu olaparib față de brațul de placebo, pacienți care erau în viață la 2 ani de la inițierea terapiei respective. Studiile prezentate la ASCO atrag atenția și asupra extinderii terapiilor țintite la populația pediatrică. Studiul MATCH a fost de asemenea în atenția experților de aici. Cum comentați datele? În primul rând trebuie să spun că aș comenta ca un amator, pentru că sunt oncolog de pacienți adulți. Nu fac oncologie pediatrică, dar e un studiu foarte interesant și am fost curios realmente să văd ce date are. Studiul e în desfășurare, mai puțin de jumătate dintre ce și-a propus, circa 400 și ceva de tineri, ei intenționează să recruteze 1000 de copii care au avut eșec la terapiile standard și care aveau cancere pediatrice evolutive. Și la acești copii s-a făcut un soi de mapare, de căutare a mutațiilor genice, peste 150-60 de gene, nu mai rețin exact cifra. În orice caz, șocul a fost că aproape un sfert, 24% dintre pacienți, puteau deveni eligibili pentru o terapie care nu era neapărat ceva standard, dar care era oferită tot în cadrul acestui studiu și care se speră va aduce supraviețuiri semnificative la acești copii. O populație extrem de sensibilă, vorbim de copii cu cancer. Ceea ce a impresionat la acest studiu a fost procentul ăsta mare, de aproape un sfert dintre pacienți care ar putea deveni eligibili pentru terapii genice în condițiile în care nu răspund la clasica terapie convențională, de obicei chimioterapia. În ce alte domenii ați mai observat că terapiile țintite se regăsesc drept standard? Doar ca și headlines-uri, pentru că n-am intrat în profunzime, nu e domeniul meu, am văzut că sunt foarte multe noutăți și apropo de CAR-T-uri în bolile hematologice. De fapt, hemato-oncologia, care la noi e mai mult apanajul hematologilor, ține și ea capul de afiș aici la ASCO. Sunt foarte multe noutăți. E greu să selectezi într-un interviu scurt ce se anunță aici în 4-5 zile, pentru că sunt date foarte multe, foarte interesante și multe dintre ele le spunem noi practice changing. Deci date care le iei acasă și le poți aplica. Adică noi chiar lucrăm cu medicamentele astea și le putem aplica aceste informații pentru următoarele terapii. Care ar fi câteva exemple de terapii prezentate aici care ar putea avea un impact cât mai rapid asupra pacienților pe care îi tratați? Foarte multe dintre studiile pe care le-am menționat deja sunt convingătoare. De pildă, acel studiu cu pembrolizumabul în primă linie. Păi acum, având datele astea de supraviețuire care îmi spun că dacă aplic pembrolizumabul corect în primă linie la pacienții cu expresie mare de PD-L1 și am o expectanță că circa 29-30% dintre ei sunt supraviețuitori pe termen lung, sunt numai convins că pot să fac tratamentul ăsta și am așteptările respective și le transmit la rândul meu pacienților, pentru că chiar și într-un caz de cancer metastatic, evident, ceea ce își dorește omul în primul rând este să vindece. Care ar fi un mesaj pe care l-ați transmite urmăritorilor raportul de gardă în urma experienței de aici, de la ASCO 2019? E greu să spui în cuvinte ceea ce simți. Repet, e o senzație copleșitoare și în același timp e o avalanșă și de date, și de informații vizuale, auditive și pe toate canalele. Dar dacă cineva este interesat de domeniul oncologiei, eu cred că o vizită la ASCO este greu de uitat.
Vă mulțumim, domnule conferențiar, pentru intervenție. Studiile discutate astăzi le găsiți și pe raportuldegardă.ro și pe pagina de Facebook Raportul de Gardă. Vă mulțumim pentru atenție.